Ucraina acuz virgule după bomba lansată de UDRA, statutul de refugiate provizoriu. Replica tranantă a pretorului fostului ministru. Avocatul Elenei Udrea a anuncat, vineri, la Înalta Curte de Casație sublinierei justiție, ce fostul ministru a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica. Anuncul a fost făcut la termenul de vineri al procesului în care se judecă dosarul Galea Bute. Direcția Națională Anticorupție a reacționat prompt la anuncul a pretorului fostului ministru. Procurorul DNA a susținut în sala de judecat că Udrea nu beneficiază de statutul de refugiat politic, ci a obținut un carnet provizoriu de refugiu. Nu rezultă nicieri în acel document ce i s-a dat statutul de refugiat. Se arată ce există un interviu acolo când ea susține în fața noastră ce e imposibilitatea de a se prezenta aici. Documentele au titlu provizoriu sublinierei evidențiaz ce i se permite subliniere ederea sublinierei nici de cum ce are statut de refugiat. Luați act de natura tendencioasă de traducere a documentelor. Se vorbe subliniere în actul respectiv de un carnet provizoriu, a reclamat procurorul DNA în sala de judecat. Surprinzător sau nu, avocatul fostului ministru nu infirma afirmațiile reprezentantului Direcției Naționale Anticorupție. Nu a citit bine, pe de-o parte. Pe de altă parte, odată ce a primit carnetul de refugiat, are acest statut. Este provizoriu ce a sublinierea e procedura. Punct este adevărat ce e pe un an de zile. Urmează să se efectueze în continuare verificări. După un an de zile, va primi statut de refugiat politic permanent. Este provizoriu pentru ce a sublinierea este procedura. Are acelea sublinierei drepturi ca sublinierei cel de statut permanent. Doamna Udrea nu a fost chiar un om de rând, a precizat Veronica Redulescu la IE subliniere era din sediul Înaltei Curți. Judecătorii de la Înalta Curte de Casație sublinierei justiție dezbat ultimul termen în dosarul Galea Bute, în care Elena Udrea a fost condamnat în prim instant la subliniere a se ani de închisoare pentru luare de mit sublinierei abuz în serviciu. Elena Udrea se află în prezent în Costa Rica, iar la termenul anterior a anuncat prin avocații săi ce dore subliniere te se dea o declarație în cadrul procesului, însă nu se poate prezenta, deoarece este însărcinat iar medicii i-au recomandat să nu se deplaseze.